povestea asta cu inteligența artificială care să preia, să spunem, informațiile, cuvintele, de fapt, de la cineva și apoi să facă un text care să se intituleze, de pildă, în cazul meu, Bicicleta Van Gogh, e un lucru care te pune pe gânduri și care cred că ar arăta, să spun așa, limitele inteligenței artificiale. Pentru că inteligența artificială are posibilitatea de a nu, sau imposibilitatea, pardon, de a nu înțelege ironia. Neînțelegând ironia, nu cred că este capabilă să producă sensuri secunde. Și atunci, neproducând sensuri secunde, ea nu intră în poezie. Pentru că ce fac eu în Bicicleta Van Gogh, de pildă, este mai degrabă un umor poetic, în sensul că toate aceste forme de trimiteri la faptul că Isabella Farr a fost sau fost soția a lui Chirico, s-a numit Far, sau că, de pildă, există farul din Alexandria, că bicicleta Pegasul e simbolul inspirației, asta nu intră în cod. Eu cred că un cod genetic al scrisului e, în domeniul artei, e deocamdată imposibil, pentru că tocmai nu percepe limbajul secund. Din câte mi-am dat seama, cel puțin până în momentul de față, există un fel de principiu mai degrabă al memoriei decât al inventivității și al imaginarului. Ori o carte fără imaginar e, sigur, poate să fie ceva, un obiect. Într-o carte pui suflet, cât și cât îl ai. Într-o carte îți pui ceva din experiența ta de care uneori nici nu erai conștient. Problema cu aceste calculatoare inteligente este că ele sunt prea conștiente de tot ce se întâmplă, iau informații din toate zonele și uneori efectele sunt comice, cel puțin până în faza actuală. Probabil că, fiind încă o etapă de pionerat, lucrurile stau încă ușor ridicol. Dar cu vremea, nu știu, s-ar putea să avem surprize, să ne joace feste și să devenim sclavilor. Dar cred totuși, eu cred în continuare că ființa umană este esențială în orice act de creație. Traduceri deja se fac prin Google Translate și celelalte, dar ele sunt tot așa rizibile în multe situații, pentru că chiar dacă cuvântul e potrivit, dispare acea nuanță pe care scriitorul o pune întotdeauna. El lucrează cu sinonime, lucrează cu antonime, lucrează cu sensurile astea de suprafață ale cuvântului. Dar uneori sunt și de cele mai multe ori într-o operă de artă, există sensuri conotative care sunt dintr-un șir, scriitorul alege ceva anume. Deci deocamdată mă uit așa, ca la un spectacol, cu senzația că încă nu mă privește, deși probabil că deja mă privește mai mult decât îmi închipui. Inteligența artificială, așa cum am cunoscut-o eu, a început prin a practica tot felul de confuzii față de persoana mea. Am aflat că am scris cărți pe care nu le-am scris, că am luat premii pe care nu le-am luat. Prin urmare, dacă există asemenea lacune de informații în acest moment, nu știu ce o să fie peste 5 ani, dar dacă acum există asemenea dereglări de informație, bănuiesc că acea formă de inteligență artificială nu va putea să imite o amprentă de stil, o matrice, un fel de a pune frazele una lângă alta, un fel de a folosi cuvintele, un fel de a da subînțelesuri. Sigur că poate să scrie o carte cu un subiect așa cum l-am folosit și eu. Sigur că poate să scrie o carte a la manier de, dar falsul se va vedea. Din punctul meu de vedere, nu cred că inteligența artificială poate copia până la ultima moleculă persoana, personalitatea, stilul, matricea unui autor. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt relaxat.
Pe de altă parte, am o vârstă care mă face optimist, adică sunt deja suficient de bătrâior ca să nu-mi fac probleme că inteligența artificială va ajunge să mă xeroxeze 100%. Există ceva care se cheamă stil, există ceva care se cheamă amprentă personală și de-aia îi spune amprentă și de-aia îi spune personală, ca să nu poată fi imitat. Există un filigran al fiecărui autor. Câteodată reușit, câteodată nereușit. Poți să încerci să imiți, poți să joci șah tu, inteligența artificială și să bați un campion mondial din carne și oase, dar aici cred eu că falsul se va vedea. Și se va vedea mai ușor ca în reproducerea sau în falsul unui tablou. E ceva mai complicat. Ține de multe canale, de multe ramificații, ține de o sensibilitate pe care nu o poți prelua 100%, rămâne întotdeauna o zonă neacoperită și din punctul ăsta de vedere eu sunt liniștit. Plus că există celebra butadă că inteligența artificială n-a câștigat nicio luptă cu prostia naturală. Cred că inteligența artificială e în stare de foarte, foarte multe lucruri, inclusiv de a scrie cărți inteligibile. În mod evident a depășit capacitatea creierilor noastre. Sunt convins că o inteligență artificială e mai inteligentă decât mine, are mult mai multe capacități, hai să spun intelectuale, decât le are oricine, cred, în lumea asta. Poate să te bată la șah, la biliard, poate să te bată și la fotbal. Ce lipsește însă inteligența artificială și în artă e fundamental, îi lipsește inima. Lipsește sufletul, lipsește acel lucru greu de descris în cuvinte care face ca un obiect să se transforme din obiect în ceva care te emoționează. E greu să cred, deocamdată sunt convins că nu există un tip de inteligență care să cumuleze nu doar creierul, ci și inima. Creier, da, în mod sigur, datorită combinațiilor, datorită algoritmilor, în mod sigur poate să scrie, de exemplu, un roman sau o proză cap-coadă care să fie interesantă. Poate să fie chiar atractivă, poate chiar vandabilă, dar sunt convins că îi lipsește și va lipsi încă mult timp de acum încolo până când această inteligență va avea și un tip de suflet, exact asta, îi va lipsi sufletul, pe care o carte bună, în primul rând, îl are întotdeauna. Una dintre chestiile pe care le-am citit acum câțiva ani și care chiar mi-a dat așa un semnal că trăim cu adevărat într-o nouă epocă, a fost că în Japonia, la un concurs literar, un robot a câștigat premiul 3. Deci se poate orice. E posibil ca un robot să scrie mai bine ca mine, nu ar fi nicio problemă. Eu am citit o chestie care mi-a plăcut recent într-o carte de eseuri autorului sârb Svetislav Basara. Cartea era scrisă prin 1986-87, deci chiar înainte de apariția internetului pe meleagurile astea. Omul a spus că ce se va întâmpla atunci când tehnologia va ajunge la un nivel atât de înaintat încât nu va mai fi nevoie de oameni, adică ceea ce se întâmplă acum cu multe meserii, domenii de activitate, cu toată psihoza și frica asta și toate schimbările care intervin. Și el a spus că din perspectiva lui se va întâmpla, adică va fi o paradigmă interesantă pentru că computerele la un moment dat își vor da seama că oamenii au greșit tot timpul ceva și vor începe să creadă în Dumnezeu. Și asta va da peste cap tot planul pentru care au fost zămislite și practic vor readuce cumva un echilibru din ăsta pe care noi l-am pierdut de mult. Deci, nu știu, eu nu-mi fac mari probleme, cred că putem coexista foarte bine și computerele și oamenii. Ce se va întâmpla în viitor vom vedea, nu sunt proroc sau cum se spune. Dar cred că există loc pentru ambele entități în viitor. Prin urmare, care ar fi diferența între mine și un robot care scrie pe temele mele, știind cât știu eu și citind ce am citit eu? Citind și ce au scris alții despre ce ai scris. Deci, plecând de la aceleași date, el ar trebui, spre deosebire de mine, să aibă în programul lui de funcționare ce am eu, adică voința, dorința, obiectivul neapărat ca rândurile pe care le scrie el și pe care le scriu eu să fie direcționate într-un fel surprinzător. Deci
să ajungă nu acolo unde te aștepta, fiindcă asta e țelul meu, să scriu, să obțin niște lucruri, asta e o șmecherie, mi-e rușine să o recunosc, dar așa este, să obțin lucruri pe care cel care mă citește nu se așteaptă să le găsească acolo. Și un robot ar putea fi surprinzător? Și un robot, dacă este programat să obțină altceva decât ai putea aștepta, atunci probabil că ar fi și mai bun decât mine. Ce pot să știu? Nu-mi dau seama. Însă cred că totuși, feeling-ul ne desparte, senzația, dorința de ceva cald. Aia cred că n-ar putea să o aibă. El. Și aia sper din tot sufletul că o am eu.